Pe cât e el de talentat și de muncitor, pe atât de discret este Beni Adegbui. Astăzi însă avem noroc să-l cunoaștem pe fiul lui Patrick, în vârstă de 8 ani. Colega mea Bianca Drăgan i-a surprins la unul dintre antrenamente și chiar dacă e o mânuță de om pe lângă tatăl lui, care are, nu știu, 1,98 m, 2 metri, micuțul face față bombă. Ba și dă tot din casă. Unu, doi, trei loc și bravo și respiră. Beni Adegbui este obișnuit de ani buni cu emoțiile și cu lumina reflectoarelor din ring, în timp ce familia lui a stat mai mereu departe de ochii curioșilor. Astăzi însă este o excepție. Vi-l prezentăm pe Patrick, unicul fiu al luptătorului care acum se antrenează alături de tatăl său campion. E frumos cu tati la antrenamente? Da. Dar ți se pare așa că te muncești, te scoate untul din tine, tati? Nu tare, nu? Vede, ar trebui să faci mai multe antrenamente pe săptămână. Dar ocazional așa, nu? Ai văzut că ești talentat. Poate ajungi și tu să faci ceva sport de performanță, nu? Basket, nu kickbox, nu? Ce ți-ar plăcea să te faci când o să fii mare? Basket. Am înțeles. Dar nu ți-ar plăcea să urmezi calea lui tati? Nu. De ce? E dur? E sport dur? Da. E dur, nu? Și ca cine vrei tu să fii din basket? Pe cine admiri așa cel mai mult? Michael Jordan. Beni, Patrick, spuneți-mi de câte ori veniți aici pe săptămână? De câte ori venim, Patrick? Zilnic, în afară un weekend. Zilnic, în afară de weekend. Hop, bravo, încă o dată. Și hop, bun. Și hop, hop. A fost fotbal, vine la BJJ, la Brazilian Jiu-Jitsu, avem un antrenor bun. Face kickboxing cu mine, vrem să încercăm și basket. Îl face și temele, e cam ocupat program. Înseamnă că este un copil muncitor. Ești? Da. E muncită. Dar Patrick nu se antrenează doar în ring. Ești gata? Și. Și, hai. Bravo, bravo. Hai, fiecare așa. Hai, și înapoi și. Doi. Hai, repede, repede. Bravo. Chiar dacă face față cu brio programului atât de încărcat și pare un copil exemplar, am fost curioși să aflăm dacă Patrick mai este uneori și certat de mami și tati. Mama vrea să fac mereu temele perfecte și nu-mi iese. Nu așa iese, sunt mamele. Așa, și tati nu se ceartă. Eu nu te cert așa, mai puțin, nu? Deși în sală se înțeleg perfect, iar Beni este extrem de îngăduitor, suntem siguri că în viața de zi cu zi mai există și situații în care să nu-i facă pe plac fiului său. Așadar, când îi spune sportivul nu micuțului? Nu știu exact dacă am momente în care să-i spun nu, lucrurile normale de copilul. Când îți cer să beau energizant sau proteină de-a ta. Proteină de-a mea, energizant, tablete excesiv, sunt chestiile care... Mai trebuie să-i spun calculator, și, de fapt. Calculator. Am zis calculator acum. Da. Se întâmplă vreodată să-l cerți și apoi să-ți pare rău că l-ai certat? Da, de fiecare dată se întâmplă. Serios? Da. Când îi văd pățucă asta, nu că... Îmi pare rău că l-am certat. Spune-mi dacă îți urmărește meciurile. Măi, nu prea. Cel puțin meciurile live am încercat să nu lăsăm să se uite, pentru că sunt copii, sunt meciuri dure, s-a întâmplat să și pierd și nu ne-am uitat, dar acum, în ultima vreme, de când e mai mare și cauză pe YouTube, a văzut câteva meciuri de ale mele și unele bune, unele rele, nu? Da. Mâine sus și nouă și încă una. Bravo! Dat fiind că Beni a fost născut și crescut o perioadă în Nigeria, am vrut să aflăm dacă micuțul de 8 ani știe vreun cuvânt în limba natală a tatălui său. Vorbești Yoruba, dialectul lui tati? No. Nu. Mai știu doar 3-4 cuvinte în italiană. Se întâmplă să te mai întrebe Patrick să mai aibă curiozități în legătură cu locurile tale natale? Mai nu prea, pentru că vorbește cu tatăl meu, cu bunicul negru, când îi spune el mai mereu, o să vină vremea când să ajungă și în Nigeria, probabil. Ai vrea să te duci acolo? La bunicul negru să mergem o dată? Da. Da. Pa.
și... Bravo. 2, 3, low. 2, 3, high kick. Bravo!